Cel virtuos nu poate fi vătămat de nimeni, dar cel vicios de tot se teme și tremură. Care viață poate fi mai fericită decât viața aceasta? O astfel de viață nu poate făgădui nici bogăția, nici vigoarea trupului, nici slava, nici puterea, nimic altceva, ci numai virtutea. Nu poți găsi o altă viață lipsită de toate relele decât numai o astfel de viață. Martori sunteți voi, care cunoașteți uneltirile din palatele împărătești, care știți zgomotele și tulburările din casele bogătașilor, în viața apostolilor nimic din acestea. Ce? Apostolii n-au avut niciun necaz, n-au suferit nicio supărare de la nimeni? Lucru de mirare este mai cu seamă acesta, că au îndurat nenumărate uneltiri, că s-au sfărâmat de ei multe furtuni, dar n-au doborât sufletul lor, nici nu l-au întristat, ci luptând fără arme au biruit, au învins. Și tu, dar, vei râde în nas tuturor furtunilor vieții dacă vei voi să împlinești cu toată scumpătatea poruncile lui Hristos. Dacă te vei întări cu filozofia îndemnurilor și poruncilor lui Hristos, nimeni nu va putea să te întristeze. Cu ce te va vătăma cel care voiește să înăltească împotrivă-ți? Îți va răpi oare averile? Dar chiar înainte de amenințarea aceluia, ți s-a poruncit să disprețuiești averile și să le urăști atât de mult, încât niciodată să nu-ți treacă prin minte să ceri bogăție de la Dumnezeu. Te bagă la închisoare, dar chiar înainte de a fi băgat la închisoare, ți s-a poruncit să trăiești ca și cum ai fi răstignit pentru toată lumea. Ești vorbit de rău, dar și de această suferință te-a scăpat Hristos, pentru că ți-a făgăduit fără osteneală marea răsplată a răbdării, și a îndreptat din sufletul tău atât de mult mânia și supărarea pricinuită de vorbirea de rău, încât ai ajuns să te rogi chiar pentru dușmanii tăi. Te prigonesc și te acoperă cu nenumărate rele, dar mai strălucitoare îți face cununa. Te junghie, te omoară și pentru aceasta Hristos îți aduce iarăși mare folos. Îți pregătește răsplățile mucenicilor, te trimite mai iute în limanul cel neînvălurat, îți dă temei și mai mare de răsplată, că nu mai dai socoteală de nici una din faptele tale. Și ceea ce e mai minunat din toate este că dușmanii nu vatămă cu nimic pe cei dușmăniți, ci îi fac și mai străluciți. Poate fi oare o mai mare fericire decât aceasta de a alege o astfel de viață unică pe lume? După ce Domnul a spus că strâmtă și anevoioasă este calea, mângâind cu asta pe cei ce se ostenesc pe ea, le arată acum că această cale le dă multă siguranță și bucurie, după cum calea cealaltă este plină de nesiguranță și pagubă. Și după cum a arătat ce răsplată are virtutea, tot așa a arătat și ce pedeapsă primește păcatul. Iar ceea ce am spus totdeauna, o spun și acum. Domnul pregătește mântuirea noastră prin două mijloace. Și prin dragostea față de virtute, și prin ura față de păcat, pentru că știa că au să fie unii care au să-i admire spusele, dar n-au să-și arate aceeași admirație și prin fapte. Domnul le ia înainte și înfricoșează, spunându-le că nu-i de ajuns pentru mântuirea lor să spună că sunt bune și frumoase cuvintele lui, ci trebuie să o arate și prin fapte, că totul în aceasta mai cu seamă stă. Aici își termină Domnul cuvântarea sa, lăsând sufletele ascultătorilor săi cuprinse de o puternică frică. Și după cum spun, vorbindu-le de virtute, nu i-a îndemnat numai la bunătățile viitoare, împărăție, ceruri, răsplată nespusă, mângâiere și alte nenumărate bunătăți, ci și cu bunătățile de pe lumea aceasta, arătând că omul virtuos are tăria și statornicia pietrei. Tot așa, vorbind despre păcate, nu îi înfricoșează numai cu cele ce îi așteaptă, de pildă cu tăierea pomului, cu focul nestins, cu neintrarea în împărăție și cu cuvintele "Nu vă știu pe voi", ci îi înfricoșează și cu cele de aici, de pildă cu dărâmarea casei.
Și Domnul și-a făcut mai clare cuvintele sale, slujindu-se de pilda cu casa. Dacă s-ar fi mărginit să spună numai că omul virtuos este de nebiruit, iar cel păcătos ușor de înfrânt, cuvintele sale n-ar fi avut atâta tărie ca acum, când a vorbit de piatră, de casă, de râuri, de ploaie, de vânt și de toate cele asemenea. Și tot cel ce aude cuvintele acestea ale mele și nu le face pe ele, se va asemăna unui bărbat fără de minte care și-a zidit casa lui pe nisip. Matei 7:26. Bine l-a numit pe acest om fără de minte. Poate fi oare o prostie mai mare decât aceea să clădești casa pe nisip, să înduri oboseli cu clăditul fără să ai rod și bucurie, ba dimpotrivă chin? Toată lumea știe doar că și cei ce fac păcate se obosesc, și răpitorul și desfrânatul și clevetitorul muncesc mult, se chinuiesc mult ca să-și ducă la sfârșit păcatele lor, dar nu numai că nu au niciun câștig de pe urma acestor osteneli, ci suferă și mare pagubă. Că și Pavel aceasta a vrut să arate prin cuvintele: cel ce seamănă în trupul lui, din trup va secera stricăciune. Galateni 6:8. Cu acesta se aseamănă cei ce zidesc casa pe nisip, adică cei care și-o zidesc pe adulter, pe desfrânare, pe beție, pe mânie și pe toate celelalte păcate. Așa era Ahav, dar nu Ilie. Să punem față în față virtutea cu păcatul, ca să cunoaștem mai bine deosebirea dintre ele. Ilie a zidit pe piatră, Ahav pe nisip. De aceea Ahav, deși împărat, se temea și tremura înaintea profetului, înaintea aceluia care nu avea altă avere decât cojocul. Așa erau și iudeii, dar nu apostolii. De aceea apostolii, deși erau puțini și legați, erau tari ca piatra, iar iudeii, deși mulți și înarmați, erau ca nisipul de slabi și întrebau: ce să facem oamenilor acestora? Vezi că erau nedumeriți nu cei prinși și legați, ci cei care îi prinseseră și îi legaseră. Ce ciudățenie! Îi ai în mână și nu știi ce să faci? Și pe bună dreptate, pentru că totul au zidit pe nisip și de aceea erau mai slabi decât toți. De aceea spuneau iarăși: ce faceți? Vreți să aduceți asupra noastră sângele omului acestuia? Ce spui? Tu biciuiești și tu te temi? Tu asuprești și tu te sperii? Tu judeci și tu tremuri? Atât de slab e păcatul. Apostolii nu erau așa. Dar cum? Nu putem să nu grăim, spuneau ei, cele ce am văzut și am auzit. Ce gândire înaltă! Ai văzut că piatra își bate joc de valuri? Ai văzut casă neclintită? Și cei mai minunat e că apostolii nu numai că n-au ajuns mai fricoși din pricina prigoanelor, ci că au prins și mai mult curaj, iar iudeilor le-au insuflat și mai mare neliniște. Cine lovește în diamant se rănește, cine dă cu pumnul în bold se înțeapă și își face rană mai mare, iar cel care prigonește pe cei virtuoși se primejduiește singur. Cu cât păcatul se luptă mai mult cu virtutea, cu atât ajunge mai slab. Și după cum cel care bagă focul sub haină nu reușește să stingă flacăra, ci își arde haina, tot așa și cel care persecută pe cei virtuoși, pe cei pe care îi prinde și îi leagă, pe aceia îi face mai străluciți, dar pe el se distruge. Cu cât vei suferi mai multe necazuri ducând o viață îmbunătățită, cu atât vei ajunge mai puternic. Cu cât vom prețui mai mult filozofia, cu atât mai mult nu vom avea nevoie de nimic. Cu cât nu vom avea nevoie de nimic, cu atât vom ajunge mai tari și superior tuturor. Așa era Ioan Botezătorul. De aceea pe Ioan nimeni nu-l putea întrista, dar el l-a întristat pe Irod. Cel care nu avea nimic s-a sculat împotriva celui puternic, iar cel cu diadema, cel îmbrăcat cu purpură și cu nenumărate podoabe și haine luxoase, a tremurat și s-a temut de cel lipsit de toate acestea și nu putea să se uite fără teamă la capul tăiat al Botezătorului. Că frica lui Irod era mare și după moartea lui Ioan, ascultă că o spune însuși: acesta este Ioan pe care l-am ucis eu. Luca 9:9. Cuvintele "l-am ucis" nu sunt cuvintele unui om care se laudă cu fapta sa, ci ale unuia care caută să-și potolească frica,
care caută să-și liniștească sufletul său tulburat, care își amintește necontenit că el este ucigașul. Atât de mare este puterea virtuții, că chiar după moarte, omul virtuos este mai puternic decât cei vii. De aceea, pe când trăia Botezătorul, veneau la el cei ce aveau bani și îl întrebau: ce să facem? Aveți atâtea bogății și vreți să aflați calea fericirii voastre de la cel care n-are nimic? Cei bogați de la cel sărac? Ostașii de la cel care n-avea nici casă? Tot așa era și Ilie, pentru că și el vorbea tot cu aceeași îndrăznire poporului. Ioan spunea: pui de viperă, iar Ilie: până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Unul spunea: ai ucis și ai moștenit. Celălalt spunea: nu ți se cade să ai pe femeia lui Filip fratele tău. Ai văzut piatra? Ai văzut nisipul? Ai văzut că se surpă ușor casa zidită pe nisip? Că e doborâtă de atacuri, că se dărâmă, fie e clădită de împărați, de mulțime de oameni sau de puternici? Toți câți clădesc pe nisip sunt niște slăbănogi, iar casele zidite de ei, nu numai că se dărâmă, dar se dărâmă cu mare jale. Și a fost căderea ei mare, spune Domnul, la Matei capitolul 7, versetul 27. Primejdia nu amenință lucruri întâmplătoare, ci sufletul. Pierdem cerurile și bunătățile cele nemuritoare. Dar mai bine spus, înainte de pierderea acestora, cel care duce o viață păcătoasă va trăi totdeauna împovărat de tristețe, de temeri, de griji, de neliniști. Lucrul acesta l-a lăsat să se înțeleagă un înțelept când a spus: fuge necredinciosul fără să-l gonească cineva. Proverbe 28, versetul 1. Niște oameni ca aceștia se sperie de umbre, bănuiesc pe prieteni, pe dușmani, pe casnicii lor, pe cunoscuți și pe necunoscuți. Înainte de chinurile iadului, se chinuiesc cumplit aici, și pe toate acestea le-a arătat Hristos prin cuvintele: și a fost căderea ei mare. Cu acest potrivit sfârșit și-a încheiat Domnul aceste frumoase porunci, înduplecând cu pilde luate din viața de toate zilele pe cei tare necredincioși să fugă de păcat. Deși Hristos a grăit lucruri mai mari de cele viitoare, dar aceste din urmă cuvinte ale sale sunt în stare să oprească și să îndepărteze de păcat pe cei lipsiți de pământ și lume. De aceea și-a și terminat așa cuvântarea sa, ca să le răsune necontenit în urechi folosul, cunoscând deci toate, și pe cele de acum și pe cele viitoare, să fugim de păcat, să îndrăgim virtutea, ca să nu ne ostenim în zadar, ci să ne bucurăm și aici de un trai fără de primejdii și să luăm parte și la slava de dincolo, pe care să facă Dumnezeu ca noi toți să o dobândim, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Să fie